Fostul realizator de televiziune Dan Diaconescu a fost ridicat de polițiști din locuința lui din București și dus pentru audieri la Constanța într-un caz în care se fac acuzații de act sexual cu minor și folosirea prostituției infantile. Diaconescu ar fi plătit, spun surse din anchetă, pentru a avea de mai multe ori relații intime cu două adolescente, gemene, minore și ar fi căutat o fată căreia să-i cumpere virginitatea. În direct în fața jurnaliștilor, Dan Diaconescu nu a comentat acuzațiile, iar avocatul lui a negat bănuielile. Atenționează detalii care vă pot afecta emoțional. Domnule Diaconescu, cum comentați suspiciunile, domnule Diaconescu? Senzațional și în direct, cum îi plăcea să spună, Dan Diaconescu a fost ridicat din vila lui din cartierul Primăverii din București, după ce până atunci polițiștii biroului de investigații criminale din Constanța i-au percheziționat 7 ore casa. Când au descins ofițerii, fostul om de televiziune era acasă cu soacra și soția. Dan Diaconescu a fost găsit într-o încăpere mică pentru haine, unde se refugiase din dormitor. Este acuzat de act sexual cu un minor în formă continuată și folosirea prostituției infantile, la fel, în formă continuată. L-am întrebat și a spus că nici vorbă de așa ceva. Urmează să ne lămurim, să vedem, să ni se prezinte și probele. Anchetatorii spun că faptele de care este acuzat Dan Diaconescu s-ar fi întâmplat în 2020 și în 2021. În acea perioadă, fostul om de televiziune ar fi plătit să întrețină relații intime în București și în Constanța cu o fată despre care știa că este minoră. La fel ar fi procedat și cu sora geamănă a acesteia, în vârstă de 15 ani și 4 luni la acea vreme. Au legături cu minore, domnul Diaconescu, ar putea fi motivat aceste bănuieli? Niciodată. Niciodată. Anchetatorii spun că Dan Diaconescu ar fi încercat să găsească și o fată minoră căreia să-i cumpere virginitatea. Una dintre adolescentele pe care le-ar fi plătit pentru sex l-a păcălit însă. I-a spus că a găsit ce caută, l-a filmat și ulterior l-a șantajat cu imaginile. Din vila fostului om de televiziune au fost ridicate de poliție telefoane și laptopuri. Urmează ca, eu știu, echipamentele electronice să fie expertizate potrivit legii și să vedem care va fi rezultatul acestor percheziții informatice. Ancheta care îl vizează pe Dan Diaconescu este făcută de parchetul de pe lângă judecătoria Constanța. Dan Diaconescu a părăsit vila din cartierul Primăverii însoțit de o escortă a poliției din Constanța, care a avut misiunea de a-l duce în fața anchetatorilor pentru a da explicații în legătură cu suspiciunile care planează împotriva lui. Domnule Diaconescu, au motive să fiți bănuit de relații cu minore? Dan Diaconescu este creatorul OTV, o televiziune de apartament care în anii 2000, în momentele sale de glorie, reușea să adune câteva sute de mii de telespectatori pe seară. Cine ar putea uita aparițiile lui alături de personaje precum Tolea Ciumac sau Magda? Dan Diaconescu în direct a atins celebritatea odată cu deschiderea anchetei penale legată de moartea Elodiei Ghinescu, ucisă de soțul ei, polițistul, la acea vreme Cristian Cioacă. Felul în care trata subiectele de presă, încălcările frecvente ale vieții private, dar și ale regulilor electorale, au dus la închiderea în două rânduri a OTV, odată în 2002, apoi definitiv în 2013. Celebritatea l-a făcut pe Dan Diaconescu să viseze și la o carieră politică. A creat un partid, PPDD, și a încercat să devină deputat, europarlamentar și chiar președinte. În cazul în care nu mergem la pușcărie, mergem direct la președinție. A eșuat de fiecare dată, iar partidul său a dispărut din politică după ce a reușit să trimită în Parlament mai mulți reprezentanți. Spectacolul din viața lui Dan Diaconescu a continuat totuși. În 2012 a câștigat licitația prin care era scos la vânzare combinatul Old Kim, pe care afirma că vrea să îl salveze. Aș vrea ca acești bani, dacă vi vom plăti în această seară sau mâine, să ajungă direct la salariați. Dan Diaconescu s-a plimbat la acea vreme prin București cu pungi pline de euro, dar cele 45 de milioane de euro promise nu au ajuns la stat, iar guvernul Victor Ponta a anulat tranzacția. 3 ani mai târziu, în martie 2015, Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru șantaj, după ce a cerut unui primar din Arad 200.000 de euro ca să nu dezvăluie opiniei publice informații compromițătoare despre el. Fostul realizator de televiziune a ieșit însă mai devreme din penitenciar, după doar 2 ani și jumătate. Regele audienței liber! Doamne ajută! Dacă acuzațiile de acum se vor dovedi adevărate, Dan Diaconescu riscă să ajungă din nou în închisoare. La pedeapsă îi se va adăuga și perioada din condamnare pe care nu a mai executat-o, adică aproape 3 ani.